Peste 4.000 de liceni sunt așteptați să se înscrie la examen până vineri 31 mai. Prima sesiune a examenului va debuta pe 10 iunie cu evaluarea competențelor lingvistice, iar între 17 și 28 iunie absolvenții vor susține probele de competențe digitale și cele de competențe lingvistice într-o limbă străină. Începând cu 1 iulie, examenele scrise vor debuta cu proba la limba și literatura română, urmată de proba la limba maternă și proba obligatorie a profilului. Rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie. Începând de astăzi am intrat în linie dreaptă cu sesiunea 2013 a bacalaureatului, pentru că astăzi încep înscrierile, este vorba de perioada 27-31 mai. Elevii se pot înscrie și cei care sunt absolvenți ai acestui an școlar și cei care vin din seriile anterioare. Estimăm un număr de 4.411 candidați anul acesta pentru bacalaureat. Urmează ca în perioada 10-28 iunie să aceștia să susțină competențele, e vorba de competențele lingvistice de comunicare în limba română, într-o limbă străină și competențele digitale. După 1 iulie, pe 1, 3 și 5 iulie se vor susține probele scrise, iar pe 8 iulie se vor afișa rezultatele finale. Printre cei care vor da bacul se vor număra și absolvenții din anii trecuți care nu au reușit să promoveze examenul de maturitate. Ei vor susține doar probele la care au picat, notele obținute la celelalte discipline fiind echivalate. Cei care vin din serii anterioare vor susține bacalaureatul la probele pe care nu au reușit să le promoveze, nu trebuie să ia bacalaureatul de la capăt. Cei care au absolvit după 2003 li se recunosc probele susținute până acum, cel puțin probele orale. La fel cum s-a întâmplat anul trecut, toate liceele organizează cursuri de pregătire pentru cei care vor intra în vară în febra examenului de bacalaureat.